Povestea de iarnă, proiectul de caritate desfășurat de lupii lui Alex Calance au culminat cu un concert extraordinar la cetatea Soroca. Artiștii le-au oferit spectatorilor o adevărată feerie muzicală, cu măști, tradiții și multă voie bună. Proiectul s-a desfășurat sub egida guvernului și a debutat la Chișinău și a continuat în mai multe localități din țara noastră. Emoțiile și bucuria numeroșilor spectatori prezenți la concert a fost împărtășită și de oficiali de la Chișinău, care le-au exprimat lupilor. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați adus bucurii pe parcursul ultimelor două săptămâni pe fețele foarte multor oameni și ați fost în mai mult de 10 localități. Știu că ați cântat și la orfelinate, la a de bătrâni. Sunt sigură că prin asemenea acte de solidaritate neapărat vom ieși mai puternici, mai buni din această iarnă și din crizele cu care ne confruntăm. Cântă lupii la soroca de răsună Europa. Vă mulțumesc lupilor în primul rând pentru talent și autenticitate. Iată că cântecele noastre, tradițiile noastre se reîntorc la Adevărata lor origine la rădăcini, așa cum trebuie să fie, cu demnitate.